La noapte cerul va fi predominant noros, se va și ploua în unele zone, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile înregistrate se vor încadra între 2 și 4 grade. Cel mai rece le va fi locuitorilor din orașul Daraban și din municipiul Dorohoi, unde termometrele vor indica doar 2 grade. 3 grade vor fi la Ștefănești și Săveni și 4 grade se vor înregistra la Flămânzi și la Botoșani. Mâine va fi și mai rece decât astăzi. Vântul se va mai înteți, norii vor pune stăpânire pe cer și vom avea parte și de câteva reprize de ploaie. Maximele termice ale acestei zile nu vor depăși valoarea de 11 grade la Ștefănești, Flămânzi, Săveni și Botoșani. Doar 10 grade vor fi în termometrele la Bucecea, Daraban și Dorohoi, dar temperaturile se vor încadra în normalul termic al perioadei. Meteorologii au vești și mai rele pentru ziua de miercuri. Vremea se va răci simțitor, vântul va bate cu putere și cresc considerabil șansele de precipitații. Soarele va fi foarte scump la vedere și va fi mai rece decât marți. 10 grade se vor înregistra la Bucecea, Flămânzi și Săveni, 9 grade vor fi la Ștefănești și Botoșani, în timp ce la Daraban și Dorohoi termometrele vor indica doar 8 grade.